mai repede, că vine gaburi, băi! Hai cu camera acum, strângem frumos pe mine, așa, să încercăm să facem reportajul ăsta. Uitimați și respectatorii, în continuare voi sta de vorbă cu câțiva băieți de cartier care chiar acum încearcă să dea foc la o mașină, după exemplul celor din Paris. Bună seara! Mă scuzați, ce faceți aici? Ce bună seara, facem un reportaj de la televiziune. Nu, de la televiziunea voastră. Ce-ai, mă, copyright pe mufa mea, mă? N-am înțeles, ce ești Tarantino? Băi, ce te-ai dus, mă? Vreau să vă pun o întrebare, să fac un reportaj. Cap în gură sau? Mă, frate, mă, că vreau să fac un reportaj. Ajutați-mă, vă rog, eu frumos. Păi zi așa, mă, nu vii direct pe noi. Hai, concentrați-vă un pic. Ce părere aveți despre violențele de la Paris? Ce cu ele? Păi, ce părere aveți despre ce se întâmplă la Paris? Facem o paralelă între periferia pariziană și periferia bucureșteană, da. Paralelă, o paralelă, da. Zi să mor tu. Să mor tu, na. Cum să mor eu, bă, nene? Cum să mor, bă? Băi, să mor eu, că-mi place să ești tare, bă, te-am verificat, băi. Îmi pare rău că ai călcat, mă, în televiziune, mă, ești fratele nostru, respect, mă, puii mei. Bă, bine, mă, bravo, deci vrei să faci bine? Hai, bă, întrebări, dar repede, că nu avem întrebare, da, priviți la cameră, frumos. Ce părere aveți despre evenimentele de la Paris? Deci, părerea mea unanimă și irefutabilă este, mă scuzați de cuvinte, puneți bip acolo. Așa este că băieții se luptă tare, vrea să facă din Paris o comună, așa cum este Pantelimon, cum este cartierul 23, mâncați-aș de la Antilopa în sus și așa mai departe. Stai, despre ce comune vorbești? Ce treabă are care stăm Antilopa cu Parisul? Păi are, nene, are. Cum, bre, n-ai auzit de comună? N-ai auzit de comunele din Paris? N-ai auzit? Comunele din Paris? Auzit, dar... Comuna din Paris, comuna nene. Din Paris. Comuna din Paris, unde a făcut școala și a învățat proșoptiștii, asta e. Proșoptiștii? Da. De? Proșoptiștii, zici? Păi da. Ce cine-s proșoptiști? Adică generația pro din anul 1848, nene. Ah. Deci cum a fost Rosetti, uite ce tare e, și-a făcut piață. Nicolae Cobălcescu s-a luptat și s-a luptat, a luat banul, acum are stație de taxi. La fel Ilea de Rădulescu, cu banul în față, a decartat și a băgat-o pe nepoața la televiziune, la Antena 1, în fiecare duminică, face frumos. Stai, mă, doamne, ce nepoată are Ion Heliade Rădulescu, care acum este la televiziune? Ce nepoată are? Bă, nene, dar ești cumplută, mă, cum care, mă, Mihaela Rădulescu, nene? Bă, Mihaela Rădulescu e nepoată lui Ion Heliade Rădulescu, așa credeți voi? Nu credem, suntem siguri, ne, pe altfel cum să ajungi dacă nu ești, nu știu ce. Adică a făcut duminica în familie. Bă, ce rău îmi pare, bă, că n-am familie și nu pot să mă uit și eu la ea, bă, nene, bă. Noi am crescut în stradă, dar avem soluții, bă, că face calendar cu nuduri și te uiți la ea ca mâța în calendar, bă. Bă, pui mei, bă. În felul ăsta nu-mi iese niciun interviu. Ratez totul. Hai, încă o dată vă întreb. Băi, mare, mai lejere. Deci, încă o dată, dar ce părere aveți, atenție, ce părere aveți despre violențele de la Paris? Bă, mai întrebam asta. Altă întrebare. De ce dați foc la această mașină? De ce vreți să-i dați foc? Din spirit de imitație cu colegii voștri parizieni? Băi, întrebarea e bună, deși e jignitor, bă. De ce efectiv îmi cade inima în chilos, să zic așa? Dar vreau să spun că nu mai se poate sta, nene. Așa. Deci noi ne luptăm cu frânarii comuniști, cu retrogranzii societății. Bă, așa, cu baronii conților. Bă, că vine un retrogranz. Stai să vezi ce-i fac, stai așa. Era din zilele noastre, nu mai are nicio rușine, nicio. Și hai. Bă, tataie și la mamaia faci plaje pe burtă. Ia uite-mă la el cum face plaje iarna, bă. Să vă fie rușine, băi, să vă fie rușine. Nu ne-a plăcut cu Ceaușescu. Avem capitalism acum, a ajuns Bucureștiul ca Parisul, dă ca pe stradă, nu știu cine, băi. Uite, îmi strici interviu. Abia începusem a treia variantă de interviu și a venit dintre ta cu șamra asta. Să te bagi în treaba mea. Am zis care bilet de sindicat la mamaia. Hai, încerc cu dumneata. E a patra oară când încep acest interviu. Uite-te în cameră cartier, și spune ce părere ai despre violențele de la Paris. Auziți că suntem băieți de cartier, băi. Deci noi suntem băieți de cartier, bă. Dar tu ce ești, băi? Ce ești, bă? De cartier, băi, și așa o să ajungeți și voi, băi, să nu mai aibă respect față de părul alb, băi. Băi, abordă ce ai, ce ești, băi. Hai. Băi, deci, plic, respira, vă mai întreb o dată, ce părere aveți despre violențele din Paris? Spune. Am părerea că dacă la noi era mai bine pe vremea lui Ceaușescu, la ei era mai bine pe vremea lui Mitterrand. Și la americani era mai bine. Era mai bine pe vremea lui Clinton. Și în Marea Britanie era mai bine pe vremea lui Thatcher. Ce-i de făcut? Trebuie chemați miniere, trebuie să-i genezeze 0-0.
Am o propunere și o surpriză în același timp. Dă-mi muzica mai încetul, că m-a nebunit. Hai că iau, îmi place? Te rog eu frumos. Bă, îl dau de pământ, că ești fratele meu. Nu-l da de pământ, nu mă oprește-l, nu mă oprește-l, atât, așa. Stimați telespectatori, suntem în legătură directă cu Parisul, de unde relatează trimisul nostru special, Adelin Petrișor. Adeline, ne auzi? Bagă, mă, bagă! Nu sunt bani, frate, nu sunt fute! Libertate, egalitate! Ai grijă, mă, cum vorbești, mă! E pase peșe o de hor, mă! Bună seara, domnilor și domnilor! După cum puteți vedea, aici, la Paris, în piața Universității, lucrurile îs bine. Alo, alo, m-auzi? Cum să fie bine când nu știu cine ești? Unde e Adelin Petrișor? O fugit! O zis că mă lasă pe mine, că-s mai obișnuit cu bătaia. Păi stai, domnule, și dumneata, cine ești? Eu sunt Ardelin, minea român. Am venit la Paris după mineriada de la București din 90, că mi-a plăcut aici, să văd cum e. Și acum îți consultez de specialitate aici. Și ce faci de fapt? Păi, ci că-i conselezi cum să facă, că noi ne pricepe mai bine. Dar să știți că slab tare frățuși ăștia. Nimica nu știu, domne. Nu au avut mijloace de niciun fel. La ce te referi când spui că sunt slabi? Mă refer la faptul că nu i-a pus nimeni la dispoziție la ăștia, la emigranții ăștia, să vină cu camioane sau cu trenuri. Nu. Nu i-a așteptat nimeni la gară să îi încoloneze, să le dea ordine, să spune unde să meargă, pe ce să bată, cum ne-a așteptat pe noi domnul profesor Măgureanu și cu domnul Gelu Voican Voiculescu. Slab organizare, domnule. Bun, sunt slab. Și ce ai propune? Ce să se întâmple în continuare? Ce să facă ei să iasă din situația asta? Aș propune că să vină domnul Iliescu aici ca să le ție discursul. Bun, da. Ce discurs? Ce să facă domnul Iliescu? Stați așa că vă arăt eu, nu? Băi, ține-mă aici. Băi, atențion! Fete atențion ici. Sir Hooligan, je vous remercie pour ma veste de rétablir l'ordre public. Moi et monsieur de votre président Jacques Chirac, nous sommes vous invités à planter de fleurs autour de la Tour Eiffel. Et puis, fait démissionner monsieur Petre Roman. Stai, domnule, domnul Mardelin. Domnul Mardelin, ce legătură are Petre Roman cu evenimentele din Paris? Domnule, bați câmpii, domnule! Domnule, să știți că eu bat orice la comandă! Bă, magneboule, bă! Eu ți-am spus să te potolești, bă, că îți o iei pe fășă! Hei, hei, hei! Ale, ale, ale! Ha, ha, ha! Șoate, șoate, șoate! Hei, hei, hei! Ale, ale, ale! Băieți buni, băieți buni, curaj, nu-i mai tare ca noi. Am rupt-o cu trecutul, l-aruncăm la gunoi. Ne-am școlit în șmecherie ca în Las Vegas, băie. Ce facem, frate, cu frânarii, nici nu vreți să vedeți. E capitala României, e micul Paris. E mai mult decât atât, e micul paradis. Dinozaurii roșii, bancherii și băncile. Guvernul ia banii, gaborine ia anii. Își plimbă căței prin cartier, veteranii. Facem cocktailurile, apărăm blocurile. De să demarăm treburile. Frape, treburi adevărate, combinate cu molotovuri adecvate. Este greu, boșorocii strică treaba. Je suis la pour vous, mes frères. Il faut simplement agir, rien de plus à dire. Suntem mafia pe viață, stați pe fir. Poți știu multe sunt duri, te poți rupe figuri. Dai foc, semeni ar suri. Fugi, fugi, vin băieți duri. Poți știu multe sunt duri, te poți rupe figuri. Dai foc, semeni ar suri. Fugi, fugi, vin băieți duri. Vezi soluțiile stradale, ca toți băieții duri. S-a terminat cu comuniștii care cântă macarale. Pe stradă poți să te împiedici, rău, tataie. Dacă te plimbi cu câinele, sunt felinare. Nu mai vrem ca bulagii să
butoane, gaz pe foc. Liderii s-au cocoțat și nu mai au pic de onoare și ne-au lăsat în cartier cu ochii soare. Ce face marinarul acum, bătrânul de mare? Da, reacția e lanț, visele sunt șanț, trăim cu aceleași obicei venite din Bizanț. Dar ce să zicem când Parisul e pus pe foc? Băieții, sigur e beton, incendiază tot. Și eu sunt sigur pe mine, mi s-a pus fata pe creier, bă, marine. Cum m-a zis și marin preda în fine. Sângele latin care încă duce vine mă face să fiu de lui Parisianu, știi bine? Poți știu multe sânduri, te poți rupe liguri, dai foc semeni arsuri, fugi, fugi, vin băieți duri. Poți știu multe sânduri, te poți rupe liguri, dai foc semeni arsuri, fugi, fugi, vin. Până arine au turnat basmele, toate i-au aburit legile și-au împărțit ușor părțile. Noi dăm pe față azi cărțile, noi am trecut toate testele, nu ne mai spere cuvintele. Aburii nu ne iau mințile, nu le mai înghițim guangele. Apă nu se face sângele, ne râdem de toate știrile. Să ne ascultați atent vocile, nu aplaudați precum focile. Acum aveți vedea semnele, că n-au fost în zadar luptele. Frații și-au adunat forțele, apere toate străzile. Hai frățioare, zi! Poți știu multe sânduri, te poți rupe liguri, dai foc semeni arsuri, fugi, fugi, vin băieți duri. Poți știu multe sânduri, te poți rupe liguri, dai foc semeni arsuri, fugi, fugi, vin băieți duri.